Dana Budeanu este celebră pentru sfaturile vestimentare pe care le oferă în mediul virtual, dar și pentru rosturile la adresa diverselor apariții sau situații cotidiene. Mai nou, stilista nu se dă înapoi nici de la subiecte de politică. Însă, ce studii are, de fapt, Dana Budeanu? Dana Budeanu este cunoscută pentru aparițiile sale nonconformiste, fie că este vorba despre ceea ce spune sau despre felul în care se afișează. De multe ori, replicile sale devin chiar un trend, pe marginea cărora se fac diverse glume. Însă, cea care a lansat celebra serie cu mafioții și amețitele a devenit cunoscută în urmă cu ani buni datorită unei rubrici de critică vestimentară. Dana Budeanu este fiica lui Adrian Guțilă și a arhitectei Lucreția Guțilă. Bruneta a fost căsătorită în urmă cu mult timp cu patronul unui cunoscut tabloid, cu care le are împreună pe cele două fete gemene. În perioada mariajului, se pare că stilista învăța în Marea Britanie, fiind absolventă de marketing management la Royal Holloway of London. Ulterior, creatoarea de modă a făcut un master în European Business la London School of Economics. În plus, vedeta are și un doctorat în integrare europeană la University College London. Recent, Dana Budeanu a avut comentarii ferme cu privire la o decizie a Uniunii Europene privind introducerea unor noi alimente de consum pentru populație și anume, consumul greierilor de casă. Vedeta a dezvăluit că transformarea greierilor de casă în alimente este un cretinism lăudat de progresiștii care vor să ne facă să mâncăm insecte și cai verzi pe pereți, după cum s-a exprimat Dana Budeanu. Totodată, vedeta nu crede că oamenii vor începe să mănânce greieri, dar acest lucru va fi făcut de către progresiști, persoane pe care le acuză că nu se spală și vor să stea în frig.